Absolvenții de liceu care nu-și găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă au ținut să precizeze că absolvenții sunt așteptați să se înregistreze în evidențele instituției. Acest pas este obligatoriu pentru obținerea indemnizației de șomaj. Absolvenții de liceu sunt așteptați să se înregistreze în evidențele AJOFM Mehedinți pentru a beneficia de serviciile puse la dispoziție în vederea integrării acestora pe piața forței de muncă. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează absolvenții de învățământ din promoția 2021 că sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din județele de domiciliu pentru a beneficia de toate serviciile pe care noi le oferim în scopul integrării acestora pe piața forței de muncă. Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele noastre beneficiază în mod gratuit de servicii de informare și consiliere profesională, servicii de mediere a muncii, servicii de formare profesională, precum și alte măsuri active de combatere a șomajului. Izabela este absolventă a Liceului Tehnologic Decebal din Drobeta Turnu Severin. Aceasta spune că indemnizația de șomaj este binevenită, chiar dacă suma nu este mare. Este o oportunitate pentru cei care nu își găsesc un loc de muncă, mai ales pentru absolvenții de liceu sau de facultate care încă își caută un loc de muncă și putem să dobândim de această sumă de bani care este bună pentru noi. Crezi că te vor ajuta acești bănuți? Fie ei cât de puțini? Da, eu cred că ne pot ajuta într-un fel sau altul. Pentru a obține ajutorul de la stat, absolvenții trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din localitatea de domiciliu. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți ca persoane aflate în căutare în loc de muncă sunt actul de identitate original și copie Xerox, diploma de absolvire sau adeverința din care se rezultă data absolvirii în original și copie Xerox, un curriculum vitae, o declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate și o declarație privind acordul de utilizare a datelor cu caracter personal. Absolvenții trebuie să se înregistreze în cel mult 60 de zile calendaristice de la absolvire. În caz contrar, pierd dreptul la această indemnizație. De ea beneficiază atât cei care promovează bacalaureatul, cât și cei care nu obțin medie de trecere la examen.